2023 și suplimentat proiectul de zi în baza dispoziției numărul 212 din 25 mai 2023. Dau cuvântului domnului șef de profitul secretar general de presă pentru a face prezență. Barată Bogdan Dumitru. Întârzie 10 minute, 15 minute este în instanță și nu aveți. Deputatul Nicoletan. Denis Adrian Petre. Prezent. Bucovale Ionache. Caprin Cristerică. Prezent. Chirian Ștefan Cristian. Prezent. Șevănel Marius Costel. Dima Alexandru Cristian. Prezent. Donțu Gheorghe. Dragan Leonard. Dimitrescu Carmen. Prezent. Enciu Petre. Prezent. Domnul Ecole Petre. Prezent. Domnul Filipescu Răzvan. Prezent. Domnul Tănase Roma Florin. Prezent. Doamna Topolov Janina. Domnul Zaclub Florentin Adrian. Prezent. Și domnul Zaharu Florian Cristian. Avem 2 absenți motivar. S-a spus că domnul Barată Cristian. Supun votului dumneavoastră, ordinea de zi ce cuprinde aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 26 aprilie 2023 și dezbaterea celor 24 de proiecte de hotărâri. Vot, vă rog, pentru ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Dau cuvântul secretarul general județului pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Ordinea de zi a fost aprobată cu 34 de voturi pentru. Și se abține, niciun vot împotrivă. Supuneți aprobare și procesul verbal. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de legare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța, la lot 3, grupa 03. Votul cine este pentru? Am și un amendament de votat. Mă rog. Vreau să fac un amendament. Toate era obligatoriu și acest amendament l-a făcut consilierul USR. A, de la... N-am văzut. Ca o condiție la toată, obligatoriu. N-am știut, dar am fost la condiția noastră și trebuie să fie. Nu, dar el a fost deci, să în prima dată și dacă vrea să confirme domnul Enciu să... Da, a fost un amendament formulat și depus de către consilierul de USR. Dar să știți că a fost o modificare a proiectului de hotărâre urcat pe site la momentul depunerii amendamentului și probabil nu ați văzut forma actualizată. Deci eu vă zic că ieri când am votat, nu era forma finală cu aerocondiționare. Erau punctaj separat 3 puncte pentru aerocondiționare. Și să înțeleg că punctajul aferent acelui criteriu a fost repartizat la celelalte... Toate condițiile esențiale se condiționate. Obligatoriu. Votul împotrivă 1, pentru 2 și pentru abținere, dacă îmi permite să ne ajută la 1, 4, 6. Și a se abține cu votul împotrivă din 35. 28 pentru. Numărul 109, privind stabilirea tarifelor Muzeului de Artă Populară Constanța pe anul 2023.
Vorbă. Cine suntem? Abțineri? Împotrivă? Ei votat cu 35 de voturi. Proiect de hotărâre numărul 110 privind aprobarea modificării și completării regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare unității administrative teritoriale membre ale Asociației Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, în care desfășoară activitatea operatorului regional al ARS SA Constanța. Votul, cine se termină? Abține? Împotrivă?